Ziua bună! Îi salut pe privitorii noștri cu respect. Așa, după cum bine știți, avem doi invitați de marcă la această întâlnire. E vorba despre domnul Armand Goșu, profesor istoric, și domnul Teodor Baconski, scriitor și diplomat, ambasador, fost ministru de externe. Tema discuției noastre din această zi se pliază pe ceea ce trăim în ultima lună și ceva deja. I-am spus noi geopolitică și conflict. O să încep cu o întrebare introductivă și o să-i rog pe cei doi distinși invitați pe care avem să ne dea o definiție simplă a geopoliticii și să ne spună în ce măsură poziționarea pe hartă într-o anume vecinătate statală reprezintă o fatalitate. Domnul Goșu, o să vă rog să începeți dumneavoastră, vă rog. După cum și sună cuvântul geopolitică, explicarea politicii prin geografie. E o știință foarte contestată, e o știință care a fost foarte legată de nazism din Germania. În același timp, e o știință care a revenit spectaculos după ce, repet, multă vreme a fost ținută departe, a revenit spectaculos grație lui Putin, grație Rusiei și am ajuns astăzi să vorbim despre geopolitică, să folosim concepte geopolitice, să republicăm clasicii geopolitici și asta nu doar la nivelul, să spunem, dezbaterii publice din România, ci și la nivelul dezbaterii din cancelariile lumii, la nivelul dezbaterilor de la NATO. În ce privește România, evident, geopolitică e tot ce ține de regiune. Regiunea noastră, geopolitică, e ce ține de relația cu un Est care n-a fost niciodată mai agitat decât astăzi. Domnule Baconski? Așa este, cum spune domnul profesor Goșu, nu e o disciplină științifică, un statut epistemic și academic consolidat, dar e un mod de a privi realist relațiile internaționale și de a înțelege legătura, într-adevăr, între geografie și istorie, adică între spațiu și timp, care sunt indisociabile în aventura umană și care determină, până la urmă, destinul unor colectivități numite în epoca modernă state-națiuni. Dar întotdeauna a existat o dialectică între unui anumit teritoriu geografic și dinamica politică, instituțională, militară pe care acel teritoriu o determină. Și astăzi, într-adevăr, revenim la ideea de geopolitică, pentru că ne dăm seama că criza declanșată de revizionismul rusesc în Ucraina e de natură să reconfigureze tot peisajul relațiilor internaționale și, probabil, așa cum vom vedea în cursul discuției noastre, să pună capăt acestei utopii. Din păcate, eu aș fi vrut să nu fie o utopie, dar pune capăt acestei imagini despre satul global, despre comerțul internațional liber care se substituie războiului, despre capacitatea diverselor regimuri politice de a se armoniza în pofida unor diferențe de viziune ideologică. Și revenim la o politică de huntingtoniană, să zicem, dacă nu de conflict neapărat între civilizații delimitate ca atare, măcar la o lume cu două mari blocuri. O lume în care democrațiile se luptă cu despotismul asiatic și restul lumii chibițează sau se pune deoparte sau de alta a acestor două tabere. Am
Ați văzut și dumneavoastră că oamenii care nu se pricep sau nu se pricep trăiesc totuși o stare de stupoare. Nu te aștepta ca în secolul 21 să trăim un astfel de război. Pe de altă parte, eu neocupându-mă și nepricepând la geopolitică, am văzut situația ca o simplă, similară cu o simplă relație dintre doi parteneri. Îți pui întrebarea de ce acum, în secolul 21, să accepti ca tu o țară plasată în vecinătatea unui stat mare, să accepti o relație abuzatorie. Așa cum spuneam, e chiar ca într-o relație chiar între soți. De ce să accepti tu o relație abuzatorie astăzi? Vine însă o sumedenie de vorbitori și ne spun că geopolitica ne-ar obliga, de pildă cum este Ucraina astăzi, să fie un stat tampon. De asta v-am și întrebat dacă o anumită poziționare trebuie să fie o fatalitate. Nu poți tu, ca stat suveran, să ieși dintr-o relație de vasalitate, dintr-o relație abuzatorie? Domnul Goșu? Cine a spus că nu poți să ieși? Sigur că poți să ieși. De asta avem războiul astăzi, tocmai pentru că poți să ieși. Depinde de tine dacă accepti să fie abuzat. În cazul nostru e vorba de Ucraina. Deci, sigur, întrebarea, înțeleg, era retorică, dar în cazul războiului din Ucraina, cred că lipsă de conținut, tocmai că nu acceptă să intre în relație. Așa cum am spus, este similar cu o relație între doi parteneri. Vă întrebam dacă o anumită poziționare geografică trebuie să fie o fatalitate. Dacă un stat suveran trebuie acum, în secolul 21, să accepte o relație abuzatorie, pentru că asta este o relație abuzatorie. Dacă cei care afirmă că un stat care este în vecinătatea unui imperiu, unui stat mai mare sau unui stat cu nostalgii imperialiste, trebuie să accepte să fie un stat neutru și tampon. Nu își poate alege singur orientarea. Acum, e foarte important pentru români ca să vadă că agresiunea declanșată de regimul lui Putin asupra Ucrainei nu e o afacere bilaterală între slavi. Putin a cerut Occidentului să se retragă din Europa de Est. Deci el vrea să împartă din nou lumea în sfere de influență. A fost o idee asumată, explicit și oficial, în comunicarea lui Putin cu NATO și Statele Unite din decembrie trecut. Așa încât întrebarea are următorul răspuns. Da, am putea să aruncăm în aer ordinea postbelică de după al doilea război mondial, am putea să mototolim și să aruncăm la coș Carta ONU, am putea să eludăm la întâmplare, când ni se năzare toate normele care patronează relațiile internaționale civilizate, dacă l-am lăsat pe Putin să revină la o politică a forței, la revizionism și la imperialism. Fostul Imperiu Sovietic e și ultimul imperiu european nedemantelat, pentru că, adminteri, imperiile europene care se constituiau în metropole cu sfera lor colonială și se ciocneau în primul război mondial, au început să dispară. Ulterior, fantezia imperială a celui de-al treilea Reich a dus la al doilea război mondial și el a dispărut odată cu pacea sau cu ceea ce numim Pax Americana. Și acum, pentru un mecanism, după cum se vede, ciclic, tot americanii, care sunt esența Alianței Nord-Atlantice și cea mai mare putere din lume, salvează Europa de acești demoni, pentru că în partea europeană Rusia continuă o politică imperialistă și o politică de război. Ceea ce n-am mai văzut decât la scară mică, ca un fel de repetiție generală, în miniatură, atunci când s-a dezmembrat Iugoslavia comunistă și când supranaționalistul Milošević
cu prețul unor masacre similare la Srebrenica și în alte locuri, să țină cu forța componentele Federației Iugoslave, deși ele doreau să se autodetermine ca națiuni și state independente. Domnule Goșu, sunteți de acord cu acele voci care spun că Ucraina ar trebui să fie neutră și să rămână un stat tampon? Nu eram sigur că m-ați auzit. Vă Nu, mai întreb. v-am auzit. Da. Cum să spun? E o întrebare așa, unul, pot să-mi dau eu să fiu de acord sau să nu fiu de acord. Doi, plecă de la o premisă falsă întrebarea dumneavoastră. Cum adică cineva poate să-i ceară, adică Ucraina nu e stat suveran? Asta spuneți dumneavoastră? Și nefiind stat suveran, poate oricine să-i ceară orice Ucraina? Cred că Ucraina e totuși stat suveran și care are dreptul ca orice stat suveran să decide singur în ce alianță o să fie. Ori Rusia tocmai asta își propune, tocmai asta vine Putin și ne spune, bă, băieți, nu sunteți suverani. Noi vrem lumea în zone de influență să fie împărțită. Cum adică refuzați, păi dacă ne refuzați oferta noastră, atunci facem război. Și dacă facem război, voi sunteți cei care... Bun, și acum, într-un gest de eroism extraordinar, poporul ucrainian a spus că își apără cu arma în mână suveranitatea, independența și dreptul de a decide. Asta înseamnă suveranitate, dreptul de a-ți decide propriul viitor. Și iar într-un gest de, cum să spun, neașteptat, și admirabilă mobilizare. Occidentul a dat, s-a unit, vorbește pe o singură voce și a spus Rusiei că nu poate să, că e inadmisibilă politica ei de a reface sfere de influență. Nu e conform secolului 21. Sigur că Occidentul nu luptă direct cu Rusia, luptă prin proxy. De data asta Ucraina e un fel de proxy al Occidentului, dar Occidentul a înțeles că e o miză extraordinară aici, că Ucraina de fapt luptă pentru Occident, luptă pentru libertatea Occidentului, luptă pentru ca Occidentul să nu fie el nevoit să lupte cu Rusia și deocamdată Occidentul a reușit să dovedească unitate și a reușit să se mobilizeze în susținerea Ucrainei și în a impune sancțiuni economice drastice agresorului, care e Rusia. O completare de întrebare, domnul Baconschi, o să vă rog dumneavoastră să ne răspundeți. Asta înseamnă că nu este obligatoriu ca între două mari blocuri de putere să existe state neutre, așa numitele state tampon. Că vecinătățile astea sunt posibile, mai ales în lumea de mâine. Ce spuneți? Tocmai asta e carta ONU. E o încercare de a civiliza relațiile internaționale pe baza principiilor wilsoniene care întemeiază Pax Americana. Adică, acolo unde într-un stat există o majoritate etnico-lingvistică, ea se poate autodetermina ca în limitele unui stat suveran și independent. Iar egalitatea dintre state presupune curtoazia internațională, abținerea de la recurgerea la forță, abținerea de la acțiuni unilaterale de modificare a frontierelor. Deci tot ce face Rusia e interzis pentru ca ordinea mondială să subziste din 45 până azi. Sigur că au existat tot felul, în perioada războiului rece, tot felul de războaie prin proxy între lumea liberă, democratică și lumea sovietică, dar după 89, cel puțin, Occidentul s-a ripostat la niște atacuri. Terorismul islamist, de exemplu, nu? Care a dus la 9-11 sau a oprit masacrele din Serbia, care nu puteau fi acceptate la doi pași de Italia, de Austria și, mă rog, de lumea civilizată. Deci,
Putin a încercat să rupă această ordine internațională și dacă Occidentul nu s-ar fi recoagulat, ar fi avut o ripostă unitară, n-ar fi ajutat Ucraina agresată, Putin ar fi continuat să pună în discuție această ordine și dacă ar fi considerat că NATO este suficient de divizată sau de slabă, poate că ar fi trecut și la agresarea unor state NATO, de pildă statele Baltice. Are deja povestea, nu? Ele au făcut parte din URSS, iar misiunea lui istorică este aceea de a reface Imperiul. Nu-i mai spune sovietic, acum e Imperiul Ortodoxiei Nucleare. Dar e clar că pericolul la care ne expune Putin, atât ca țară vecină cu țara agresată, ca noi și Polonia și Balticii, dar și ca europeni, este existențial. Nu mai e vorba de un război îndepărtat, la scară mică, sau de vreun conflict înghețat din salba pe care a creat-o Rusia de la Stalin până la Putin. Ucraina nu este Nagorno-Karabakh sau Osetia de Sud sau mai știu eu ce. E dita mai membru ONU, o țară mai mare ca Franța, cu 40 de milioane de locuitori, care vor în Europa, vor să fie liberi, vor să se dezvolte fără să aibă acest statut umilitor de stat tampon, zonă gri, adică să nu fie, să nu aibă niciun fel de aliat și niciun fel de pe care să le poată practica nestingheriți. Știm foarte bine că Rusia este uriașă geografic, da? Că are dimensiunea unui continent. Am putea crede în această situație că ea poate exista într-un mod autarhic, că își este sieși suficientă, că poate trăi în afara sistemului de relații internaționale? Domnule Goșu? Ea poate să gândească așa ceva, numai că șansele ca lucrul ăsta să se întâmple sunt minime, sunt minore. Spuneți, da, domnule, Rusia e o șesime din întreaga suprafață a globului, are mări, sigur nu sunt ele foarte calde, dar se descurcă. Bun, nu are cum să se descurce. Nu are cum să se descurce, nu pentru că nu poate, cum să spun, recolta cereale, pescui, nu știu ce, așa, are icre roșii, icre negre și mare și tigri în Siberia. Nu, nu e vorba de asta, e vorba că Rusia, cred că nu-și dă seama, dar este foarte conectată, e o participantă activă la globalizare. Este o iluzie pentru liderii de la Kremlin să-și închipuie că pe termen lung Rusia poate să rămână un fel de benzinărie, ok, nu mai e benzinăria lumii occidentale, e benzinăria Chinei și a Indiei. Păi ca să fii benzinăria Chinei și a Indiei, tu trebuie să poți extrage în continuare hidrocarburi. Ori nici India, nici China nu au tehnologia necesară extragerii hidrocarburilor, iar resursele pe care le au acum rușii de hidrocarburi, presupun niște tehnologii speciale pe care nu le are decât Occidentul. Deci să termină benzina în benzinăria, nu să termină petrolul în benzinăria rusă. De asemenea, sunt multe domenii. Nu vorbim de minereuri speciale, care sunt exportate în principal pe piața occidentală. Nu o să fie niciodată India sau China piețe suficient de importante pentru Rusia ca să. Eu înțeleg că Putin își închipuie că poate să fie un Petru cel Mare pe dos care întoarce Rusia dinspre Occident, spre Orient și obsesia lui că viitorul lumii se va decide la Pacific și că Rusia trebuie să-și mute capitala undeva spre Pacific, să facă bloc comun cu China și să înfrângă acolo Statele Unite ale Americii, numai că socoteala e eronată. Una e China, una e potențialul economic al Chinei și cu totul alta e Rusia și potențialul economic, demografic, industrial, tot ce vreți al Rusiei. Gândiți-vă doar la faptul că PIB-ul Rusiei
depășește puțin PIB-ul Spaniei și uitați-vă pe hartă ca să vedeți că e diferența de calibru, între, de întindere, de potențial între cele două țări. Deci viitorul Rusiei din această perspectivă nu poate să fie de fel optimist. Domnule Balconski, în ce măsură Rusia poate exista de acum încolo singură? Păi, Ceaușescu vrea să facă o România autarhică, autosuficientă, care produce de toate și nu are nevoie de nimeni, nici de ruși, nici de americani. Și a falimentat și el. Coreea de Nord pare să fie singurul stat autarhic din lume, dar e o iluzie și asta, o aparență, pentru că, în realitate, Coreea de Nord supraviețuiește prin perfuzii oferite de China. Deci, e o nebunie totală că stai că ai un teritoriu de 17 milioane de kilometri pătrați ca Rusia sau că ești Coreea de Nord, e același lucru. S-a ajuns într-un stadiu tehnico-științific care nu mai permite tăierea punților de colaborare, nu doar celor comerciale. Hai să zicem că comerțul s-ar putea deglobaliza, ar putea merge doar pe niște fluxuri, în niște arii circumscrise. Dar transmiterea cunoașterii pentru a rămâne competitiv, pentru a fi pe piețe din toate domeniile, asta presupune inteligență colectivă, presupune colaborare internațională. Rusia, de bine de rău, până la această cangrenă care a cuprins regimul lui Putin, era integrată în această lume globală, adică, mă rog, cu specificul ei, dar era primită, primea informații, primea formate de cooperare științifică, academică și așa mai departe. O să vadă, acum izolată fiind, dacă poate să mai facă vreun progres, dacă poate subzista economico-financiar, dacă nu regresează cumva la stadiul societăților de vânători și culegători. Că tot se referea domnul profesor Goșu la capacitatea Rusiei de a continua pescuitul și agricultura. Nu înțeleg foarte bine de ce are nevoie Rusia de Ucraina. Pentru că la cât de mare e, nu putem să vorbim, eu știu, despre teoria spațiului vital. Da? Cărui mit politic îi corespunde invazia asta? Adică ce minte a lui Putin din punctul ăsta de vedere? Domnule Goșu. Știm ce e mintea lui Putin. Ne-a scris un articol de vreo 44.000 de semne cu spații. Ne-a lămurit. Citim articolul ăla și înțelegem ce e mintea lui Putin. Pe scurt, Ucraina nu există, poporul ucrainean nu există, sunt niște invenții, ba ale Occidentului, ba ale lui Lenin în 1922, când a pus bazele Uniunii Sovietice. Între timp, după 1991, după destrămarea Uniunii Sovietice, Occidentul perfid a reușit să transforme Ucraina, corupând elita ei politică, într-o anti-Rusia. Da? Și concluzia lui Putin este că Ucraina, ca anti-Rusia, nu poate supraviețui, ar putea supraviețui doar o Ucraina care e pro-Rusia. Deci, el, de fapt, ne spune ce o să facă. O să distrugă, o să încerce să distrugă Ucraina care e anti-Rusia, adică Ucraina pro-occidentală, și va încerca, prin această denazificare, să o transforme într-o Ucraina așa cum vrea liderul de la Kremlin. Adică una pro-Rusia. Nu e vorba de o mitologie specială. Căutați niște cuvinte și căutați niște concepte care nu există aici. Lucrurile sunt mult mai simple și, în general, trebuie să mergeți la textele clasice. Mergeți la Putin, citiți-l pe Putin, lăsați filozofii nu slavofil sau citiți-l pe Putin. El ne spune ce ne face. Domnule Balconski, de ce are nevoie de Ucraina, Rusia? Pe lângă ce a zis domnul Goșu, care e just,
E vorba de egoismul unui imperiu cu picioare de argilă, care ține, totuși, vehiculează niște teorii despre existența sau non-existența unei identități ucrainene, pleacă totuși de la realitatea că vechea Rus s-a născut în Kiev și Moscova a apărut mult mai târziu pe hartă, dar are și niște mize foarte pragmatice. De ce să n-ai tu un stat tampon dacă tot ești convins că singura obsesie a Occidentului este ca într-o bună zi să se întindă până la Vladivostok? De ce să n-ai tu o carne de tun acolo, un mare stat tampon între tine și acest Occident pe care îl demonizezi și consider că este prin natura lui nu democratic și pacifist, ci militarist și expansionist? Și trei, la nivelul solului, ca să zic așa, și al subsolului. Ucraina este un grânar, a fost și un grânar al Uniunii Sovietice, e grânarul Orientului Mijlociu și al Africii de Nord, dar are și o mulțime de metale rare, strategice pentru tehnologia următoarelor decenii, și are și ea gaz și petrol. Deci este o pradă extraordinar de tentantă pentru cineva care nu e dispus nicio secundă să accepte ordinea și pacea internațională așa cum au fost stabilite ele prin democratizarea Occidentului de după al doilea război mondial, prin înfrângerea Germaniei naziste și prin această putere benevolentă a Statelor Unite care au un imperiu, dar un imperiu pe bază de software. Nu? După ce a căzut URSS-ul, nu au venit tancuri americane la București să ne oblige să vrem în UE și NATO. Nu i-am vrut asta, ca și toate celelalte state care anterior fuseseră satelizate de Moscova. În schimb, Moscova a venit peste noi, toți est-europenii, central și est-europenii, de fapt s-a întins până la Berlin, socotim că dacă Armata Roșie a ajuns până acolo, e păcat să mai plece, până când nu își pune și ideologia în aceste țări și le anexează, le înrobește, le umilește, le rescrie istoria, le bagă elitele la pușcărie și le ține în închisoarea popoarelor, că așa a fost numită Rusia încă din secolul XIX. O Și aș întrebare. mai adăuga aici, Spuneți, domnul Bășu, scuze. ceva. E o problemă și de ideologie, dacă vreți, în materie de securitate și apărare rusească. După 91 s-a prăbușit Uniunea Sovietică, încă din 93-94 a existat la nivelul establishmentului rusesc un curent care presupunea combaterea lumii monopolare, o lume care să fie dominată de Statele Unite ale Americii. Și atunci, prin 93-94, la nivel de sever, de spionaj rusesc, de minister de externe, era pe făraș fostul ministru Kozărev, a avut loc un exercițiu intelectual. Concluziile acestui exercițiu intelectual s-au publicat într-o broșură și într-un supliment al unui ziar influent pe vremea aceea, dar și astăzi la Moscova, Nezavisima Gazeta, iar potrivit experților ruși, idealul pentru Moscova a fi fost o lume multipolară în care Rusia să fie unul dintre cei 4, 5, 6 poli de putere. Ori, fiecare dintre polii de putere, America avea tehnologie, China avea populație, mână de lucru ieftină, Europa Occidentală avea altceva. Rusia ce avea? Rusia avea teritorii. Ori, încă de atunci, din 94, s-a formulat clar ideea că Rusia se poate menține ca un pol mondial de putere doar dacă își va păstra acest hinterland fostele Republici Sovietice ca zonă exclusivă de influență. Ori, în condițiile în care Ucraina, una dintre cele mai importante piese, a spune că cea mai importantă fostă Republică Sovietică, prin populație, prin resurse, prin tot, vrea să evadeze din spațiul rusesc de influență, problema care se pune pentru Rusia este, riscul major este unul de securitate, pentru că Rusia, nemai controlând acest spațiu, nu mai poate să fie un pol mondial de putere.
Deci Rusia combătând, Ucraina care este anti-Rusia, cum ne spune Putin recent în articolul acela, de fapt ea luptă ca să-și prezerve, să-și păstreze statutul de pol mondial de putere. Ați anticipat întrebarea mea, domnule Goșu. Rusia este astăzi o putere mondială sau una, doar una regională? Păi, Rusia spune că e putere mondială. Ea spune că tot aranjamentul mondial de după prăbușirea Uniunii Sovietice, da, a transformat lumea dintr-o lume bipolară într-o lume multipolară. Da? Ori, Rusia vrea să fie un pol mondial de putere. Problema ei e că nu are resurse pentru asta, nu are aturi. Iar principalul ei atu tocmai este controlul asupra fostelor republici sovietice. Dar ea insistă spunând că e pol mondial de putere și vedem și niște flexări de mușchi. Trimit trupe nu foarte numeroase în Siria. Face o demonstrație de forță. Nu? Îți afișeze o postură strategică pe Mediterana Orientală, pe zona Levantului. Trimiți mercenari în Africa Neagră, trimiți trupe, tot așa, mercenari în America Latină. Deci tu, în câteva locuri de pe globul pământesc, tu îți marchezi teritorii și spui că ești putere globală, că ai interese globale. Domnule Bakhonsky, de fapt, meciul geopolitic astăzi nu se dă între China și SUA sau China și NATO? Se va da, dar în alți termeni, mult mai sofisticați și care nu cred că vor conduce la război din ăsta de tip al doilea război mondial. Rusia s-a băgat în seamă, s-a supraestimat. Și apropo de ce spunea domnul Goșu, da, se vrea putere, pol de putere mondial. Da, așa cum bine a văzut Brzezinski, de fără Ucraina, Rusia devine o putere regională și tocmai asta nu vrea. Să fie retrogradată, să primească un statut geopolitic de putere medie. Dar ce are de oferit Rusia? Bun, a oferit hidrocarburi. A făcut o geostrategie economică, în special cu Uniunea Europeană, constituindu-și niște pârghii de șantaj energetic. Dar în rest este 100% dependentă de ce produc și creează alții. De bine de rău, Uniunea Sovietică, cu mărfurile ei de patent anonim german, după ce a transferat industria Reichului în URSS, avea o economie diversificată, făcea de toate, de la centrale nucleare până la jeepuri, lansa în spațiu, rachete, etc. Bun, a păstrat într-un fel sau altul, într-o formulă mult mai modestă, câteva nișe de excelență tehnologică, dar continuă să se bazeze pe spionaj industrial și pe transferuri de tehnologie dirijate dinspre Occident și mai nou dinspre China către ea. Dar de ce are o țară care are jumătate aproape din populația Statelor Unite și care e cea mai întinsă de pe glob, PIB-ul Spaniei? De ce? Pentru că e lumea rea? Pentru că există o conspirație rusofobă? Mondială, nu. Pentru că opțiunea Rusiei și până la urmă opțiunea rușilor care au făcut acest contract social, politic și economic cu oligarhia lui Putin a fost aceea de a trăi pe sponge, de a exploata niște resurse date de Dumnezeu acolo, nu de, pe care le-au găsit acolo. Erau resurse geologice. Și în rest, dacă Rusia avea cu adevărat ambiția de a concura Statele Unite, de a sfida convingător hegemonia benevolentă și democratică a SUA,
Trebuia măcar să procedeze ca cum a făcut China după Deng Xiaoping. Să pună tot poporul la treabă, să fure, să învețe, să-și educe elitele în marile universități occidentale, să cloneze, să biciuiască echipe de savanți care să producă la rândul lor ceva. Mă rog, să fi luat, să fi împrumutat, dacă vreți, dacă tot se uită fascinată spre Asia, rețeta prin care tigrii asiatici, începând cu Japonia postbelică, s-au pus pe picioare și, democratici sau nu, aliați sau nu ai Americii, au performat, au produs ca în Singapore și în alte locuri, Taiwan, niște poli de excelență financiară, tehnologică, de producție de bunuri cu valoare mare adăugată și care sunt relevanți ca actori geoeconomici. Deci nu poate Rusia cu ce a mai rămas din arsenalul sovietic și cu simplu export de petrol și gaze să pretindă statutul de mare putere dacă n-a făcut nimic în acești 30 de ani în care tema războiului rece, confruntarea cu imperialismul american dispăruse. Au fost și ei liberi să facă opțiuni strategice, au o inteligență, fără îndoială că vedem și în exilul rusesc, sunt foarte multe minți luminate. Cum de n-au reușit ele să se pună de acord asupra unui proiect de țară, asupra unui tip de societate, care să maximizeze performanțele Rusiei și să facă din ea într-adevăr un pol global de putere? E limpede că războiul a obligat Occidentul să se reinventeze apărând flancul estic. Vă rog să ne explicați, domnile voastre, ce înseamnă asta? Cum se reinventează Uniunea Europeană în contextul ăsta? Domnul Goșu, cum s-a reinventat de fapt? Nu știu, aici expertiza mea e foarte modestă, cu siguranță domnul ministru Baconski are lucruri mai interesante și mai inteligențe de comentat pe tema asta. Eu aș vedea doar atât, faptul că e mult mai omogenă astăzi, faptul că nu mai vorbim de două Europe, Europa veche, Europa nouă, că fiecare se poziționează într-un fel față de Rusia, cum se poziționa, dacă vă amintiți, într-un fel față de invazia americană în Irak. Nu, de asta dată Putin a reușit să-i aducă pe aceeași pagină, pe aceeași filă să-i pună pe toți cei din vechea și din noua Europa și tot sigur cu nuanțele de rigoare, nu trebuie să ascundem diferențele de opinii, de interese, sunt normale, nu? Într-o familie complicată cum e cea europeană, au reacționat și țin pieptul Putin și au instituit niște sancțiuni economice împotriva Rusiei. Ori asta mie mi se pare pur și simplu o șansă extraordinară pentru Europa de a se reinventa ca întreg. Nu mai există agenda spaniolă sau agenda italiană și foarte diferită de agenda poloneză sau română. Nu, atât la Roma cât și la București sau la Varșovia sau la Tallinn, pericolul rusesc să fie, cum să spun, sesizat, amploarea lui, gravitatea lui. Lucrul ăsta mie mi s-a părut că s-a întâmplat încă din momentul crizei de la granița dintre Belarus și Polonia, când dictatorul Lukashenko forța granița folosindu-se de nefericiții curzi din Irak sau de sirieni, de oameni care încercau să pătrundă, cu disperare încercau să pătrundă în Europa, și atunci pentru prima dată și Putin și Lukashenko a mizat pe aceste rupturi, pe aceste falii din Uniunea Europeană, care s-au dovedit a nu fi falii. Dintr-o dată și Berlinul și Parisul și Bucureștiul și Roma au fost solidari cu Varșovia și au sprijinit Polonia și au uitat de resentimente. Ori tocmai asta nu se înțelege la Moscova.
diplomația rusă, sistemul administrativ rusesc, elita rusă, care multă și are, cea mai mare parte a ei și are originea în structurile de securitate sovietice sau cele de acum post-sovietice, ca și, să spunem, în nomenclatura comunistă, nu? Sau în zona criminală care am înflorit în perioada tranziției, ei n-au înțeles că europenii sunt raționali și în momente de cumpănă ei pot foarte bine să-și unească eforturile împotriva unor actori terți, cum a fost cazul Rusiei sau Lukashenko. Or, asta mi s-a părut important, că această criză a demonstrat. Domnule Baconski, cum se reinventează Europa azi? Așa, eu sunt de acord cu ce a spus domnul Goșu și aș completa doar, spunând că Europei și lumii libere euroatlantice se cam urâse cu propria victorie, cu binele, cu prosperitatea, cu pacea, cel puțin în vestul Europei, asigurată de 70 de ani. Și atunci au apărut agende baroce, rococo, tot felul de false probleme care dezbinau și cu ajutorul fermelor de troll rusești, a corupției și așa mai departe. Dezbinau Occidentul. Am văzut foarte clar că după administrația Trump se răciseră relațiile euroatlantice, apoi a fost șocul Brexit. Mulți specialiști sau nespecialiști se temeau că șandrama se va prăbuși, că proiectul european nu mai are mult de trăit și așa mai departe. Ori s-a văzut acum în această criză existențială directă, când Putin a adus războiul în sufrageria Europei, că valorile acelea care au generat pacea și democratizarea continentului european sub în alianță cu americanii sunt valori vii, nu sunt valori defuncte, nu sunt niște piese de muzeu pe care le șterge cineva de praf din când în când, ci sunt încă măduva spinării acestei lumi occidentale care nu se predă. Și mai e un factor la nivelul NATO. NATO, iarăși, după victoria categorică a lumii occidentale împotriva URSS, fără să trag un glonț, un foc de armă, era într-o criză de identitate. Nu se poate nega. Bun, Emmanuel Macron a folosit metafora morții cerebrale și a fost evident criticat de toți cei care au atlantismul aproape de inima și creierul lor. Dar era o realitate. După URSS, mulți au zis, păi bun, mergem pe simetrie, s-a dizolvat pactul de la Varșovia, în fața lui era NATO, care mai este rațiunea de a fi a lui NATO? Și uite că rațiunea de a fi a lui NATO, formulată de primul ei secretar general, parcă prin 49, să-i ții pe germani jos, pe ruși afară și pe americani înăuntru, într-o formă sau alta, se reconfirmă. NATO s-a ocupat în ultimii 10-15 ani de operațiuni în afara teritoriului său. Ajunsese să combată pirateria în Marea Roșie, să ofere sprijin logistico-militar Franței în operațiunea din Libia sau să apere Occidentul de ISIS și Al-Qaeda în Afganistan, Irak. Dar iată că acum, când Putin stă cu tancurile și chiar proferează amenințări cu atacuri nucleare împotriva Occidentului, pe care atât de mult îl urăște și care îi creează niște atât de dureroase complexe de inferioritate, NATO revine la vocația lui originală și legitimă de a apăra, conform articolului 5, teritoriul statelor membre în Alianța Nord-Atlantică. Și nu numai că o face, dar o face concret pe flancul acesta estic. Cel mai atlantist președinte al României, Traian Băsescu, a pus pe harta NATO Marea Neagră. Mulți îl vedeau ca pe
rusofob autoritarist de dreapta care inventează false pericole doar ca să atragă atenția. Și uite că s-a dovedit că nu e deloc așa. Că Polonia și România au simțit mai de mult că Rusia nu doarme în cizme și că se pregătește de o revanșă. Și, din fericire, acum NATO a luat decizii politico-militare care vor avea o dinamică exponențială după summitul de la Madrid din iunie și cu adevărat va păzi propriul teritoriu, a cărui securitate este indivizibilă, de orice nouă agresiune rusească viitoare, nu doar de cea prezentă. Războiul de astăzi, domnule Goșu, ne mai aduce o temă. Ortodoxia europeană versus ortodoxismul rus. Cum ar trebui să înțelegem, să limpezim, ca să vedem bine? Și după ce o să-mi răspundeți, o să ne răspundeți la această întrebare, ne vom lua la revedere de la dumneavoastră, pentru că trebuie să ajungeți în altă parte. Și dacă domnul Baconski e de acord, o să mai am, după ce îmi răspunde și dânsul la întrebarea asta, o să mai am o întrebare pentru domnia sa. Domnule Goșu, vă rog. Și vă mulțumim. Sigur și eu vă mulțumesc pentru invitație. Sigur că e o întrebare pentru care domnul Baconski e mult mai calificat să răspundă, să comenteze. Eu doar o aș face într-o perspectivă instituțională, spune faptul că Patriarhia Rusă este sub control politic. Scurta perioadă de autonomie, de autonomie reală a Bisericii Ruse în fața statului rus a durat foarte puțin, imediat după Revoluția, după lovitura de stat din octombrie, iar pentru cei care observă măruntaiele Bisericii Ruse de mai multă vreme, păcate nu mă număr printre ei, tema asta a fost destul de departe de preocupările mele, dar citindu-i mi-am dat seama că ei nu sunt de fel mirați, nu e nimic neașteptat, că e vorba de o evoluție lină, dar în această direcție de a pune întreaga biserică, întreaga structură a bisericii, biserica rusă, Patriarhia Moscovei este extrem, extrem de bogată, e într-o relație simbiotică cu statul rus, clerul superior a colaborat foarte strâns cu serviciile secrete sovietice, probabil o face acum și cu Biserica Rusă, iar singurele momente de dezbatere reală în Rusia, de fapt nici n-au plecat din Rusia, au plecat de la comunitățile de urmași rușilor albi din afara Rusiei, care acum 10 ani, în momentul în care biserica din exil a fost înghițită de Patriarhia Moscovei, ei au ieșit, s-au desprins de Biserica Ortodoxă din exil și au acuzat tocmai faptul că biserica e utilizată, e instrumentalizată de puterea politică, de Putin, de serviciile secrete în scopuri imperialiste, de fapt. Domnule Goșu, ne luăm la revedere de la dumneavoastră, nu înainte de a arăta privitorilor noștri cea de-a doua ediție din această carte publicată la Polirom și semnată de dumneavoastră. Se vede, da? Rusia, o ecuație complicată. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi. Domnule Baconski, vă rog să mai rămâneți puțin și să ne explicați ce se întâmplă în războiul ăsta interortodox acum, care confuzează foarte tare comunități largi, inclusiv la În primul rând să ne amintim că naționalismul religios a fost condamnat încă de 82 în lumea ortodoxă. Creștinismul, cu atât mai mult cel răsăritean, care este atât de neîntrerupt loial tradiției biblico-apostolice și patristice,
E o religie universală. E o religie care are implicit și o vocație misionară, dar e o religie în care și local se trăiește universal. Nu e o religie a, pentru că poporul ales este poporul tuturor celor botezați, tuturor membrilor bisericii, de oriunde ar fi ei, în orice limbă s-ar exprima. Și Mântuitorul Iisus Hristos, fondatorul creștinismului, și a spus ucenicilor săi, apostolii, să meargă și să boteze toate neamurile, nu să le boteze în numele Sfintei Treimi, dar să nu le închidă într-un țarc etnic. Pogorârea Duhului Sfânt, momentul cincizecimii și al nașterii Bisericii Creștine la Ierusalim, în adunarea apostolilor la care asista și Maica Domnului, a avut ca prim efect această glosolalie apostolică. Apostolii au început să vorbească neamurilor strânse din toate orizonturile la Ierusalim, la templu, și fiecare înțelegea mesajul apostolilor în limba lui, ne spun faptele apostolilor. Prin urmare, filetismul, adică confiscarea ortodoxiei și a tradiției răsăritene de către un singur neam care se autoproclamă superior și ostil celorlalte, iată, și celorlalte neamuri ortodoxe în cazul agresiunii ruse din Ucraina, e o erezie. Ori, de 300 de ani mai și mai bine, de la Petru cel Mare, Biserica Rusă e confiscată de statul imperial rus și apoi sovietic, folosită, instrumentalizată, și-a pierdut libertatea profetică, n-are voie să mai e și nici nu vrea, n-are puterea morală, spirituală de a critica derapajele puterii politice. Și fiind un instrument, o goarnă, un departament al statului rus, ea îl însoțește inclusiv în această derivă gravă care va costa vieți omenești, a distrus o țară vecină și soră cu Rusia și în același timp va izola Rusia și o va retrograda geopolitic, așa cum spuneam. Deci Biserica Rusă, din păcate, într-adevăr, a creat o mare diviziune în toată lumea ortodoxă, o mare sminteală, cum se spune, în restul Bisericii Ortodoxe, care nu înțeleg cum în postul Paștelui un patriarh binecuvintează agresiunea rusă în Ucraina, nu? Sau validează cu autoritatea pe care s-ar fi presupus că o are, din punct de vedere spiritual, această minciună cu denazificarea Ucrainei, sau minciuna că Ucraina, care e o marionetă a Occidentului, să pregătea să atace Rusia, deci această invazie este un fel de invazie preventivă și de autoapărare. E bine, din păcate, cum spuneam, nu doar Patriarhul Kiril al Moscovei, dar și alte figuri din administrația patriarhală de acolo sau din înaltul cler, sunt simple trompete ale lui Putin, care a fost declarat și în Senatul American, dar și prin majoritatea statelor ONU, agresor și criminal de război. E o situație tragică pentru ierarhia ortodoxă rusă, care n-a avut curajul și nici posibilitatea, se pare, de a se opune, sau măcar de a nu fi atât de entuziastă în susținerea invaziei. Dar nu trebuie să ne mire prea mult, pentru că Biserica Rusă era mesianic filetistă și înainte, când lumea ortodoxă, după comunism, a reușit abia în 2016 să convoace un sinod panortodox în Creta, Biserica Rusă a lipsit. Când o biserică autocefală ucraineană a fost recunoscută de Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol, de către Patriarhul Bartolomeu, care este primus inter pares între capii de biserici ortodoxe, Moscova aproape că a rupt relațiile cu Patriarhia Ecumenică, deși se consideră cu a doua Romă, deși ea se proclamă a treia Romă.
Deci, urmarea. Mă auziți? Alo? Mă auziți? Va fi că Biserica Autocefală din Ucraina probabil va absorbi și parohiile care se aflau, majoritare de altfel, care se aflau sub jurisdicția Moscovei. O mișcare similară s-ar putea întâmpla, s-a întâmplat deja în Lituania și alte în restul statelor baltice, s-ar putea întâmpla și în Republica Moldova. Deci, Patriarhia Moscovei, după acest război, își va restrânge drastic propria jurisdicție canonică și va rămâne într-o comuniune dificilă cu celelalte biserici ortodoxe, pentru că cum, dacă celelalte biserici ortodoxe rămân în comuniune cu Patriarhia Moscovei, ele girează moral implicit genocidul de la Bucea, de exemplu. Vorbim la o zi după ce lumea întreagă a văzut sutele de cadavre de civili batjocorite și nu, de civili care au fost asasinați în retragerea armatei ruse din preajma Kievului. Și câte alte și alte orori, nu? Dacă pui două poze astăzi între Mariupol, Grozny 1995 sau Alep în Siria, vezi că sunt aproape identice. Deci, cum pot creștinii ortodoxi din celelalte țări din afara Rusiei să aprobe în numele comuniunii interortodoxe sau panortodoxe, asemenea hidoșenii care degradează ființa umană, nu doar noblețea ortodoxiei? Trebuie să recunoașteți că să binecuvintezi o invazie este aiuritor. Dar mi-a plăcut foarte tare expresia trompetele lui Putin. Din păcate, vedem o sumedenie de trompete și la noi, în social media românească. Aș vrea să ne spuneți puțin cum vedeți dumneavoastră tot șirul ăsta de extremiști și idioți utili și așa mai departe. Slavă Domnului, nu sunt nici pe departe majoritari, dar sunt foarte zgomotoși și agresiv și tragedia din Ucraina ne ajută acum să-i vedem mult mai bine, mai bine ca oricând. Și eu cred că o democrație trebuie să genereze anticorpi față de extremiști. Dar prezența acestor oameni, pe care mai toți analiștii o împart între agenții direcți de influență ai Rusiei aici, cu susținere sau nu în anumite structuri, poate că nu există chiar prin ei înșiși, și idioții utili, eu nu i-aș numi așa, e o formulă poate semantic acoperitoare, dar care insultă. Sunt mulți oameni care pur și simplu au rămas setați pe naționalismul lui Ceaușescu, antioccidental, și care nu prea cunosc istorie. De exemplu, îi acuză pe ucraineni că ne-au luat Bucovina de Nord și Herța, când noi le-am pierdut pentru un ultimatum stabilit între Hitler și Stalin în URSS. Acum, nu, sau naționaliști care nu înțeleg că dacă Ucraina ar fi în UE, dacă Republica Moldova ar fi în UE, ne-am regăsi cu frații noștri de acolo și de dincolo de Prut și din nordul Bucovinei, pentru că ei ar avea statutul și drepturile oricărei minorități pe care valorile europene o protejează, pentru că ar fi libertate de mișcare, pentru că ar fi comerț, investiții dintr-o țară într-alta, pentru că, deci am avea, în sfârșit, am spiritualiza aceste frontiere moștenite de la o istorie strâmbă și abuzivă, o istorie a dictatelor și a ultimatumurilor. Așa încât e și o chestie de educație aici, n-aș spune că trebuie să-i bruscăm pe oamenii care
Poate că n-au înțeles poza mai mare, poate că nu știu destulă istorie, inclusiv recentă. Și care sunt bine intenționați în naționalismul lor, dar trebuie să facem mai cu seamă deosebirea dintre naționalism și patriotism. Că naționalismul declară o națiune superioară altora și deci duce la război. Naționalismul nu poate fi decât xenofob și șovin și la limită revizionist. Deci de-aia n-a avut loc în proiectul Uniunii Europene. Și patriotismul înseamnă să îți iubești țara cu mai puțin zgomot retoric și propagandă și lozinci, ci acționând pentru dezvoltarea ei reală, din punct de vedere uman, economic, social, democratic, încercând să faci și tu ce poți pentru ca, de pildă, poporul nostru, poporul român, să fie prosper, liber, respectată în restul lumii civilizate și apărat de niște aliați care împărtășesc aceleași valori. Ce e așa de greu de înțeles după 30 de ani de la prăbușirea comunismului? Domnule Baconschi, înainte de a-mi lua la revedere de la dumneavoastră, vreau să arăt că aceste două cărți, v-a apărut deja volumul 2 din operele complete apărute la Spandugino într-o foarte frumoasă colecție. Îmi aduce aminte de Pleiade. Câte volume va cuprinde? În primul rând, nu sunt opere complete, ci scrieri. Deci, o selecție din cărțile mele, care apar într-adevăr într-o ediție de referință. Mai apar volumele 3 și 4, 3 în jurul Paștelui, poate și al patrulea din eseuri la sfârșitul anului, și un volum în afara colecției, care va fi foarte masiv, va strânge scrierile mele propriu-zis academice, adică teza de doctorat, studiile de dinainte de 89 din revista de teologie românească și, în premieră, traducerea lucrării mele de studii postdoctorale la New York College, care a fost o cercetare despre imaginarul religios al Cruciadei a patra. Dar, oricum, mă bucur că apare această ediție pentru că ea va fi și pentru cititorii din viitor o ediție de referință. Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumesc, mi-a făcut plăcere să vă revăd și sper Numai că cu v-ați ce. bine și că i-am luminat puțin pe cei care ne văd și ne ascultă, pentru că Noi îi salutăm. din păcate e multă teamă, multă confuzie, Oh, dar trebuie să. poze cu N-ați ele. văzut că și președintele Biden l-a citat la Varșovia de curând pe Papa Ioan Paul al II-lea, care la rândul lui îl cita pe Iisus Hristos. Nu vă temeți, nu vă fie teamă. Deci trebuie să credem că cei care cred în Dumnezeu, să creadă în providența lui și în dreptatea lui și în adevărul lui și totodată să strângem rândurile, pentru că suntem și noi implicit sub presiunea acestei amenințări și să sperăm că prin coeziunea UE și NATO și prin coeziunea națiunii noastre vom reuși să trecem cu bine peste acest pericol și să contribuim după aceea la integrarea în aceeași familie de democrații europene a Ucrainei, a Republicii Moldova și a Georgiei. Eu îmi doresc foarte mult să apuc și acea zi. Vă mulțumesc, vă salut cu respect și la bună vedere, domnule Baconschi. Sper să O ne zi bună. revedem data viitoare fizic la Brașov. Așa, să dea domnul. Vă salut cu Bine. respect. Toate bune, la revedere!